v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Bine ați revenit la o poveste dăruită de încă o prietenă de-a mea! O cheamă Maria, Măriuca, Măriuța, Marusea și toate diminutivele posibile de la Maria sunt ale ei. E tare gingașă, e tare fină, are un zâmbet așa tare, tare, câteodată aș zice că e foarte calculată și la zâmbete, iubește să descopere lucrurile din jurul ei, iubește să se cațere, să cadă, să se dea cu trotinetele, iubește să facă puzzle-uri, să deseneze, câteodată nu doar pe hârtie, dar și pe pereți. Adoră să petreacă timpul la bunicii ei, pentru că acolo are animăluțe, are păsări, bunica are grădină, are loc și spațiu ca Maria să se joace și să copilărească. Iar unul din lucrurile care eu le mai știu despre Maria e că ea iubește să aranjeze încălțăminte. Să le pună, uite așa, în linie dreaptă și botic la botic, adică uite așa, și Maria zice că atunci când îi pune botic la botic, știți ce fac ei? Maria zice că ei se... Ea îi aranjează în așa fel încât papucii să se pupe. Da, Maria? Așa faci tu? Maria e tare drăgostoasă și ador că părinții ei au avut grijă și au venit la spectacolele noastre chiar de când Maria nu avea încă 2 anișori. Iar Rita ne-a scris nouă un feedback foarte frumos după spectacolul Jocuri Colorate, în care Maria nu avea 2 ani, dar ea atât de mult s-a distrat, a sărit pe acolo, s-a jucat. Noi mai aruncam cu ghemotoace de hârtie și Maria a fost acolo prezentă și i-a plăcut foarte mult. Îți mulțumesc, Rita, îți mulțumesc, Maria, vă pup pe toți și vă îmbrățișez și haideți să vă spun care poveste am ales-o. Apropo, mama Mariei este Rita și cu siguranță mulți dintre voi o cunosc, iar dacă nu o cunosc, înseamnă că nu știți engleza foarte bine. Rita engleză, cred că așa foarte mulți dintre voi o cunosc. Rita are grijă ca fiecare din voi să învețe engleza cât mai simplu, cât mai accesibil și cât mai interactiv și interesant. Așa că, dacă încă are cumva cineva dintre voi nu o urmărește pe Rita, mergeți chiar acum pe Instagram și pe TikTok și pe YouTube și pe Facebook, pe oricare dintre aceste platforme, o găsiți pe Rita cu foarte mult conținut exact pentru voi, exact despre limba engleză. Mai multe găsiți pe școala lor de engleză, fantastic! Familia lor este foarte fantastică, mă bucur foarte mult că îi cunosc. Vă salut pe toți și pe tine, Costea, și pe Rita, și pe Maria. Maria, pe tine îndeosebi, te pup și te îmbrățișez și hai să îți arăt care poveste o vom citi astăzi. Eu știu că încă nu e iarna afară, dar asta e cartea preferată a Mariei. Povești de iarnă de la editura Girasol, 15 povești pline de zăpadă care o să-ți topească inima. Maria din aceste 15 adoră povestea cu ariciul și acum chiar o vom citi împreună. Acum ne așezăm comod. Maria, tu la fel ai această carte, așa că ți-ai luat cartea, cu toate că tu știi această poveste practic pe de rost. Hai să ne facem comod, să vedem de ce Mariei îi place atât de mult această poveste. Era dimineața zilei de naștere a Licăi Aricicăi și, mai mult decât orice pe lumea asta, ea își dorea să lingă. Sări din pat și dădu în lături draperiile. Dar nici pomeneală de zăpadă. N-o să ningă, a spus ea coborând scările mâhnite. Nu-ți face griji, i-a zis tata Arici. O să avem o petrecere plină de zăpadă, indiferent de vremea de afară. Puțin mai târziu, cineva sună la ușă. Trrr, trrr. Prietenii Licăi începeau să ajungă la petrecere.
tata ne-a pregătit mâncăruri de o să ne lingem pe degete, le zise ea invitându-i pe toți înăuntru. Aveau prăjiturile în formă de fulg de nea, jeleuri mari cu toate aromele de fructe și boluri pline ochi cu tot felul de dulciuri. Lica Aricica și prietenii ei își umplură farfuriile cu tot ce le poftea inimioara. Dar unde e zăpada adevărată? Vine oare până la urmă? Pot să-mi deschid primul cadou? A întrebat Lica. Trecură din mână în mână un cadou în formă de bulgăre de zăpadă, desprinzând fiecare câte un strat din hârtie de ambalaj. Wow, nu pot să cred! Ce glob de zăpadă frumos! A zis tinel șoricel, îndepărtând ultimul strat. Apoi se jucară omul de zăpadă muzical. Cât timp muzica mergea, fiecare se zbânțuia încolo și încoace. Când se oprea, încremeneau toți în poziția în care se aflau. Apoi mama Arici aduse la masă tortul sărbătoritei. Arăta întocmai ca o pădure acoperită de troiene, cu glazură de ciocolată albă și brazi din zahăr. Puneți o dorință! O îndemnară toți în cor. Lica Aricica închise ochii, suflă în lumânărici și se gândi tare, tare la ce-și dorea ea cel mai mult în acel moment. Ia spuneți voi, la ce s-a gândit Lica Aricica atunci când ea a suflat în lumânări? Și acum ce mai facem? A întrebat Lica. Am mâncat toate bunătățurile, am deschis toate cadourile și am jucat deja toate jocurile posibile. De ce nu arunci un ochi afară? A întrebat tata Arici, cu un zâmbet larg pe față. Lica Aricica și prietenii ei dădură buzna la fereastră și priviră afară. Toată grădina era acoperită cu un strat gros de zăpadă afânată. Ninge! Ninge! A strigat Lica Aricica, după care o zbughiră în grădină, urmată de toți prietenii ei. Se distrară cât fu amiaza de lungă. S-au distrat mult, mult, până după amiază, făcând oameni de zăpadă și bătându-se cu bulgări. A fost cea mai frumoasă petrecere cu zăpadă! I-au mărturisit invitații la final. Știu, a oftat Lica, obosită și fericită. Dorința de ziua mea, să știți că chiar mi s-a îndeplinit. Uite așa, Lica Aricica și-a pus o dorință și ea s-a îndeplinit. Eu știu de ce Mariei îi place povestea asta, pentru că mama Mariei este tot cea care își pune dorințe, își scrie neapărat ce are nevoie să se îndeplinească și toate se realizează. Da? Urmăriți-o pe Rita și veți afla toate aceste mici secrete. Iar Maria a ales o poveste foarte frumoasă. Vă îndemn și pe voi, atunci când aveți ocazia să suflați în lumânări, să închideți ochii strâns, să țineți pumnii strâns la piept și atunci când aveți ochii închiși, să vă imaginați acel cadou sau acea dorință, da? Uite, de exemplu, în cazul Licăi, ea, cred și știu practic 100%, că ea s-a gândit că în curte va fi multă, multă zăpadă. Doar că, vă rog, cei născuți așa prin octombrie, noiembrie, nu prea vă puneți dorințe cu zăpadă. Lăsați-o așa pentru decembrie, ianuarie încolo. În octombrie, noiembrie, mai lăsați-ne cu toamna. Dar dacă e să ningă, bine. Important dorințele voastre să se realizeze. Draga mea Maria, eu te pup! Să știi că tu ești un erou. Un erou care a salvat o poveste. Tu, Maria, ești eroul de pe planeta Clăunela. Acolo noi te așteptăm cu multe îmbrățișări și cu povești. Iar eu vă aștept neapărat data viitoare la o nouă poveste, la Povești cu Clăunela. A, da, stați așa, nimeni nicăieri nu pleacă, până nu puneți like, inimioare. Hai,
chiar acum. Uite, e un gest simplu pe care voi îl puteți face, dar mie îmi face multă plăcere atunci când văd multe inimioare și multe like-uri la poveștile noastre. Hai, e simplu, o inimioară și un like. Ah, da, și dacă tot îmi faci te plac, te rog să distribui povestea. Te pup, te pup, te pup, te pup. Mua! Pa! Până data viitoare!